vieții dascăli. Vă dați seama că sunt tineri care după ce au ieșit din clasa 12 nu mai citesc în viața lor niciodată o singură carte? Niciodată. Ce să mai facă tot dascăl? Ei trebuie să le facă toate. Eu am trăit 8 ani de zile în Franța. În Franța, când luai metrou, în jurul tău erau cel puțin 20-30 de oameni care... E adevărat că era înaintea epocii cu așa numitele smart France, care numai sunt smart ele, dar nu, noi nu mai suntem prea smart. Adică sunt smart France for stupid people at the end of the day. Cam mai acolo se ajunge, dar lumea citea, la noi nimeni nu citește. Ei avionul Cluj-București. Nu vezi unul, domne, să citească o carte. Iei trenul 40 de ore, cât faci un tren în România, că în timpul ăla scrie o lucrare de master, nimeni nu citește nimic. Nimic. Nu vezi unul cu o carte. Nu vezi. Mergi în librării, numai mame care întreabă, n-aveți cartea aia dată în bibliografie obligatorie pentru copil, dar să-și cumpere și ei una dacă tot a intrat, sau tatăl. Nu. Nu le trece prin cap. În România există, se pare, 200 sau 400 mii de cititori cu totul, care cumpără toate cărțile din România. E o piață minusculă. Deci ce să mai vorbim? Am calculat că în Franța fiecare francez, în medie, sigur, media asta e că unul cumpără 300 și unul 0, dar oricum, media, nu știu cât, 10 cărți pe an de, pe cap de persoană, ceea ce e mult. Ok? La noi, 0. Ok? Deci ce să facem cu cultura? Păi să punem mâna să citim din nou. Asta ar fi o chestie. Pe de altă parte, nici să nu ne plângem așa de tare, fiindcă așa cum suntem, totuși avem acces incredibil de facil la orice, și nu la informație, și la cultura majoră. Poți să te duci în muzeele Europei, poți să deschizi internetul și să vezi cele mai mari tablouri din lumea asta, să te gândești la ele. Avem acces la cea mai bună muzică din lume, o poți asculta pe Spotify. Toată muzica lumii, tot. Te poți cultiva mai ieftin ca niciodată. Înainte, cine putea să asculte un concert de Mozart în secolul XVIII? Păi numai aia care se duceau la aristocratul ăla, la prinț sau la împărat sau la conte acasă când dădea la un concert. Trebuia să aducă toată orchestra la casă. Și după aia au apărut orchestre publice. Acum deschis Spotify, ascult. Adică vulgaritatea nu e obligatorie. Ai acces la cea mai mare cultură. Cărțile sunt ieftine. Ai, dai un dolar, ai e-book-ul. Unele sunt gratis. Toată literatura clasică, gratis. Deci, trăim într-o epocă în care totuși avem acces la tot. Iar noi românii, dragi prieteni, suntem mai bine ca niciodată. Păi închipuiți-vă cum erau bunicii noștri. Poate nu ai tuturor. Străbunicii. Erau niște țărani de scul și analfabeți, grosso modo, nu? Să nu ne rușinăm să spunem cum era realitatea. Asta era. Și uite unde suntem acum. Copiii noștri fac școală engleză, ne gândim să-i trimitem la nu știu unde, avem universități în toate orașele. Păi n-aveam nicio universitate în 1800, zero. Englezii aveau deja din 1200, italienii, francezii, noi n-aveam nimic. Ei, uite, acum avem universități și la Galați, și la București, și la Constanța, și la Cluj, în toate orașele mai importante. Deci nu putem spune că suntem chiar așa de rău. Ce s-a schimbat este axiologic, și, adică la nivelul valorilor, nu la nivelul accesului sau accesibilității științei, educației, culturii înalte. Limba. Nu ne împiedică nimeni să ne vorbim limba cu atenție și cu grijă, nu? Sau să punem virgulele unde trebuie, sau să știm că în română ă-ul ăla, cățuița, nu e facultativă, e obligatorie, și virgulița. Adică nu e tot una roman și român. Asta este. Și atunci pune-l acolo. Sigur că e un gest complicat, nu? Să mai, dacă n-ai tastatură românească, vai de mine, da? Fă-i micul efort. Adică, vedeți, nu e un fatalist nici acolo, cu decăderea limbii, cu lumea nu mai citește. Păi să citească, băi, să spună îuri și îuri și să nu mai zică ca și. Na, sunt lucruri care se pot rezolva destul de ușor din mers.